Bună, dragii mei, și bine ați revenit! Videoclipul de astăzi este despre tenul mixed grass, dar înainte să începem vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de subscriere, să vă abonați dacă nu ați făcut acest lucru până acum. Și ca de obicei, vă aștept părerile și întrebările și tot ce vreți să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Și fără să mai pierdem vremea, haideți să trecem la videoclipul de astăzi, în care vreau să vă vorbesc despre tenul mixed grass. Eu am tenul mix pentru că este gras în zona T, în zona frunții, nasului, bărbiei și aici în obrăjor. Și este uscat în zona maxilarului, de fapt în exteriorul feței, ca să spun așa. Și este așa acum, dar obișnuia să fie foarte gras, obișnuiam să am tenul gras peste tot. Și vreau să vă spun câteva lucruri pe care eu le-am învățat pe parcursul anilor și care m-au ajutat să am jele tenul meu gras, mix gras. Și mi-am notat aici câteva lucruri pentru a nu-mi pierde ideile și pentru a fi mai coerentă când vorbesc cu voi. Dacă mă uit în jos, înseamnă că citesc de aici sau încerc să îmi reamintesc ce am vrut să spun. Bun, deci pentru început, un lucru care este foarte important pentru tenul gras este să nu folosim un produs care este prea agresiv cu tenul nostru, un produs de curățare vorbesc aici. Deci produsul de curățare trebuie să fie foarte, foarte blând cu tenul gras. Și o să vă arăt ce folosesc eu, pentru că mi-am adus aici câteva produse pe care vi le voi arăta, să fac așa o comparație cu ce foloseam în trecut și ce folosesc acum. Pentru cei care aveți tenul gras, știți ce înseamnă să aveți acel sebum care ți este practic prin pori și ești o mare de grăsime, o mare de sebum. Tot ce vrei să faci este să iei un produs de curățare și să îndepărtezi tot acel sebum până îți simți fața curată și, așa cum se spun eu, că scârție. Și în disperarea noastră avem tendința să folosim produse foarte agresive, produse care îndepărtează tot sebumul de pe față, dar acest lucru face mai mult rău decât bine. Și da, bineînțeles că vrem ca tenul nostru să fie curat la sfârșitul zilei, vrem să fie fără impurități și trebuie să-l curățăm, dar nu trebuie să folosim toți acei sulfați pentru a îndepărta toate straturile protectoare ale tenului nostru și să-l lăsăm așa să se simtă strâns și uscat și foarte, foarte uscat. Dacă după ce ați folosit un produs de curățare, tenul vostru se simte foarte strâns și acel sentiment că se simte strâns și face așa și îl simți că mai că stă să pocnească și este foarte uscat, înseamnă că nu faceți ceva bine, pentru că tenul niciodată nu trebuie să se simtă așa. Nu neapărat că nu faceți ceva bine, dar nu folosiți un produs de curățare potrivit tenului vostru. Gândiți-vă că în momentul în care voi vă simțiți tenul mult prea uscat și mult prea strâns, un semnal de alarmă va fi trimis glandelor, care vor produce și mai mult sebum, pentru că ele vor să restaureze acea balanță a tenului. Și mai mult decât atât, riscați să aveți tenul dezidratat și gras în același timp, care, credeți-mă, nu este o combinație pe care vă doriți deloc. Este foarte greu să întreții un ten care este dezidratat și gras în același timp. Și să vă arăt produsul pe care îl folosesc în momentul de față, este acest produs de la Elemis, se numește Balancing Lime Blossom Cleanser. Am un videoclip special destinat acestui produs, îl voi lăsa pe undeva pe aici, nu știu exact unde, cum vine pana aceea, pe aici, pe undeva. Și îmi place la nebunie... Îmi place la nebunie acest cleanser, îl folosesc de foarte, foarte mult timp. Nu vreau să intru în detalii, pentru că, după cum am spus, dacă vreți să știți mai multe despre acest produs de curățare, vă las un link în descriere sau pe aici, pe undeva. Și acum cred că am ajuns la punctul numărul 2. În legătură cu acest punct, eu sunt puțin subiectivă. Adică este părerea mea și opiniile sunt împărțite. Adică nu trebuie să avem toți aceeași opinie în legătură cu lucrul despre care urmează să vorbesc și mai exact produsele de exfoliere scrub, adică acele produse de exfoliere care au particule micuțe în ele și ar trebui să ajute la exfolierea tenului. Obișnuiam să folosesc și eu produse de acel gen și, Doamne, nici nu vreau să mă gândesc când eram în liceu și aveam și acnee, luam acele produse și atât înfrecam tenul de tare cu acele produse încât după ce spălam, tenul era roșu, roșu, roșu. În mintea mea era ceva de genul, cu cât frec mai tare și cu cât folosesc mai mult produsele acelea scrub, cu atât mai bine va fi pentru tenul meu, voi scăpa de punctele negre și voi scăpa de acel sebum care se acumula pe tenul meu, dar cât de greșit puteam să gândesc, doar acum îmi dau seama, după ani și ani, ca să zic așa. După cum bine știți, o problemă a tenului gras sunt porii dilatați și punctele negre. Bineînțeles, punctele negre se creează din cauza mizeriei care se acumulează în porii dilatați și nu voi intra în toate acele detalii, dar nu cred că există o persoană
care să aibă tenul gras și să nu aibă părâi dilatați sau puncte negre. Și dacă există, foarte bine ai scăpat de un lucru care este foarte neplăcut. Și după cum am spus, în urmă câțiva ani, obișnuiam și eu să folosesc acel tip de exfoliante, dar nu le mai folosesc pentru că am observat în timp că tenul meu nu se împacă deloc bine cu acel tip de produse exfoliante. Și știu că sunt produse exfoliante de acel gen care sunt foarte bune și particulele sunt atât de fine încât nu vor dăuna tenului, dar sunt și alte produse care pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie recomandate tenului. Din punctul meu de vedere, acele particule micuțe din produsele exfoliante pot să dăuneze tenului, pentru că pielea este foarte subțire. Primul strat al pielii este foarte subțire și eu consider că acele produse micuțe pot zgâria tenul foarte, foarte tare și dăunează mai mult tenului pe termen lung, mai ales dacă le folosiți în fiecare seară, deci garantat nu vă recomand să folosiți acel gen de produse în fiecare seară, dar după cum am spus, aceasta este o părere foarte subiectivă, pentru că așa mi-am creat eu părerea pe parcursul anilor. Nu înseamnă că toate produsele de exfoliere pe bază de particule de acelea fine, scrub, sunt dăunătoare sau nu sunt bune, dar din punctul meu de vedere sunt alte produse care pot ajuta la exfolierea tenului fără să folosim acele produse pe bază de particule. Și produsele la care mă refer sunt produsele pe bază de acizi alfa-hidroxi AHA și acizi beta-hidroxi PHA. Un exemplu de acizi BHA este acidul salicilic și un exemplu de acizi AHA este acidul glicolic. Și dacă aveți păr hidratat și aveți foarte multe puncte negre, mai aveți și câte un coșuleț, două, vă sfătuiesc să folosiți un produs de exfoliere pe bază de acizi beta-hidroxi. De exemplu, o loțiune tonică BHA, dar vom vorbi despre loțiuni tonice în câteva minute. Și bineînțeles, și cu acest tip de produse exfoliante trebuie să fiți foarte atenți, pentru că pot usca foarte tare tenul dacă le folosiți necorespunzător. Dar eu cred că consider, din nou o părere subiectivă, consider că sunt mult mai bune decât produsele de exfoliere cu tip scrub, ca să spun așa. Și eu am folosit produse cu BHA, obișnuiam să folosesc o loțiune tonică de la Paula's Choice, cred că avea BHA 2%, dar acum eu folosesc mai mult produse cu AHA și am această mască de la Alpha H, se numește Liquid Gold Smoothing and Perfecting Mask with Lavender. Este o mască exfoliantă, are foarte multe beneficii, dar dacă problemele tenului vostru gras sunt coșulețele și punctele negre, v-aș sfătui să folosiți mai degrabă o mască cu acizi BHA. Punctul numărul 3 este despre loțiunea tonică. Dacă aveți tenul gras, vă rog eu din suflet, nu folosiți o loțiune tonică pe bază de alcool, pentru că va usca foarte, foarte tare tenul și tot ce va face este să trimită tenului vostru, glandelor, un semnal care vor produce și mai mult sebum. Deci revenim din nou la aceeași discuție din punctul 1. Nu folosiți produse care usucă tenul pentru că veți face mult mai mult rău decât bine. Eu folosesc o loțiune tonică de la Elemis. Este din aceeași gamă ca și acest produs de curățare. Se numește Balancing Lavender Toner. Acesta este fără alcool, îmi place foarte mult, este foarte bun, dar nu uitați, nu folosiți o loțiune tonică pe bază de alcool. Puteți să folosiți, după cum am vorbit în punctul anterior, o loțiune tonică cu BHA, care acum veți spune, păi da, tu ai spus înainte că și aceea poate usca tenul, dar aceea are niște beneficii pentru tenul vostru, vă va ajuta să scăpați de punctele negre, micșorează porii, are beneficii pe termen lung, dar alcoolul nu are nici un beneficiu. Și dacă o folosiți cum trebuie, acea loțiune cu BHA, nu vă va usca tenul foarte tare sau chiar deloc. Și acest lucru ne duce la următorul punct, care este despre hidratare. Aceasta este o greșeală pe care și eu am făcut-o, pentru că aveam tenul gras, mă gândeam de ce să mai aplic o cremă hidratantă pe tenul meu când tenul meu deja este gras, nu vreau să-l încarc mai mult decât este încărcat și nu hidratam tenul, ceea ce este foarte, foarte, foarte greșit. Și tenul gras are nevoie de hidratare. Hidratați-vă tenul chiar dacă este gras,
și nu știu de ce vorbesc așa, s-a cadat, dar un sfat foarte important, probabil cel mai important sfat din acest videoclip este să vă hidratați tenul. Și revin din nou la discuția de la început, atunci când avem tenul gras, avem tendința sau vrem să-l simțim cât mai uscat pentru că credem în mintea noastră că atunci când simțim tenul uscat, automat nu va mai produce sebum. Dar este total greșit. Și eu sunt vinovată de aceste greșeli și eu am făcut aceste greșeli în trecut, nu-mi hidratam tenul, deci nici nu vreau să mă gândesc la câte greșeli am făcut și eu în trecut, dar trebuie să punctez din nou. Dacă tenul vostru se simte prea uscat și prea strâns după ce l-ați spălat, după ce v-ați spălat pe față, înseamnă că produsele pe care le folosiți nu sunt bune pentru tenul, tipul vostru de ten. Și pentru hidratare nu trebuie să folosiți o cremă foarte grasă, care este foarte cremoasă. Folosiți o cremă ușoară, o cremă cu o textură ușoară, care pur și simplu vă oferă hidratarea, o hidratare de care aveți nevoie, fără să încarce tenul. Sunt o grămadă de produse de acest gen pe piață în ziua de astăzi. Și produsul pe care îl folosesc eu pentru hidratare este din nou un produs de la Alpha H și îmi plac foarte mult aceste produse. Se numește Essential Hydration Cream. Este o cremă cu o textură foarte ușoară, îmi face bine tenului, îmi place și sunt mulțumită de ea. Dar, înainte să închei acest videoclip, pentru că nu vreau să fie un videoclip foarte lung, deși cred că va fi, vreau să mai menționez un mit pe care tot l-am auzit și pe care și eu probabil l-am prins la un moment dat, și anume faptul că atunci când avem tenul gras nu ar trebui să folosim produse tip ulei, produse de hidratare tip ulei, pentru că nu sunt bune pentru tenul gras. Ei, este total neadevărat. Eu folosesc acest produs de la Kiehl's, este un ulei pentru față, se numește Midnight Recovery Concentrate. Este un ulei pentru față extraordinar, este bun pentru toate tipurile de ten și vi-l recomand cu mare, mare, mare drag. Chiar dacă aveți tenul gras, vă garantez eu, dacă folosiți un ulei pentru față, tenul vostru nu va deveni mai gras, vă promit. Nu va deveni mai gras, ba din contră, va fi mult mai hidratat, va fi mai suplu. Deci cu încredere folosiți un ulei pentru față, nu trebuie să-l folosiți neapărat pe acesta de la Kiehl's, care l-am eu aici. Orice ulei pentru față este bun și pentru tenul gras. Bineînțeles, să nu fie foarte, nu știu, mai sunt, acesta are o textură, nici nu mai am foarte mult, trebuie să-mi cumpăr din nou. Acesta are așa o textură foarte ușoară, nu se simte foarte, foarte uleios. Mai sunt și acele uleiuri pentru față care sunt un pic mai grase. Ei, poate, nu știu cât de mult aș vrea să vă recomand acel tip de uleiuri, dar orice ulei, orice cremă hidratantă care are o textură ușoară, folosiți-o cu încredere. Folosiți-o cu încredere. Dacă nu vă place să simțiți acel efect de ten încărcat, pentru că deja aveți tenul gras și probabil v-ați săturat de acel lucru, folosiți produse cu textură ușoară. N-am vrut să vă zăpăcesc prea mult astăzi, deși cred că v-am zăpăcit destul. Am vrut să fie un videoclip scurt, nu cred că mi-a reușit. Dar acestea sunt doar câteva sfaturi pentru tenul gras. Bănuiesc că sunt mult mai multe sfaturi pentru tenul gras. Eu am ales să vi le spun pe cele care am crezut eu că sunt mai importante. Dar sper din toată inima că v-a fost folositor sau vă va fi folositor acest videoclip. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să-mi spuneți ceva, mă găsiți în secțiunea de comentarii, mă găsiți și pe Instagram, eelena.d. O să las pe aici numele meu, pe aici pe undeva. Dar, da, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizualizare. Și ce să vă mai spun? Nu uitați să dați un like, un share, un comentariu acolo ceva, un subscribe, bineînțeles. Și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Vă pup! Pa!